Crăciunițele sunt la ofertă de sărbători, vin câte două la pachet și pot fi închiriate cu ziua. Pentru damele de companie, afacerea merge ca pe roate de Crăciun și de Revelion. Clienții curg. Tarifele sunt în euro și sunt duble față de restul anului. Există însă și riscuri și pentru ele, dar mai ales pentru clienți. Urmăriți un reportaj filmat cu o cameră ascunsă de reporterii Observator. Am trecut pe 24, sunt sincer, n-am avut nimic să dăm un pahar cu apă. Cine suntem cele două? Moșul aduce la pachet câte două sau trei fete, gata să îndeplinească orice dorință ascunsă a clientului, iar doritori sunt cu sutele în această perioadă. Noi lucrăm decât pe 24. Păi ok. 5 și 26 nu. Și am trecut pe 24, spun sincer, n-am avut nimic să dăm un pahar cu apă. Iar la un număr atât de mare de clienți dornici de plăcere, și prețurile domnișoarelor sunt pe măsură, duble față de celelalte perioade din an. Este 200 de lei pe oră, faci 200, câte ore vrei să stai? Stăm 10 ore, 500 de euro. Dai un ban, dar face. De asta te asigură fetele care îți promit un meniu complet de Crăciun. Sunt dispuse să facă ce vor și ce nu vor, doar să mai primească și un bonus pe lângă tariful fix. De dimineață înseamnă că noi începem oricum 11:30, oricum stăm până mai pe seară, 6, 7, tot stăm. Vedem atunci, stabilim atunci și noi vedem ce și cum, ce vrei, ce... Iar dacă unele domnișoare nu părăsesc cuibul lor de nebunii, altele sunt încântate de o plimbare de Crăciun. Aș vrea să te iau o zi, mă înțelegi? Ah. Asta e ideea. Adică să fim ca un cuplu, așa? Ah, exact. Unde să mă iei? Nu, în București, nu vreau să te duc în... Dar și plimbarea dinainte de plăceri este vândută de domnișoară pe bani grei. La cât să mă aștept? Păi cam 600 de euro... Ca să vină și la mine Moș Crăciun, nu? Dacă tot vin sărbătorile, domnișoarele care își vând trupurile au uitat de lei, au tarife în euro. Dar chiar și așa, clienții curg, mai ceva ca în restul anului. Psihologii cunosc bine fenomenul. Constatăm că pe perioada anului am acumulat foarte multă tensiune, foarte multe frustrări, poate vorbim despre foarte multe neajunsuri. Sunt foarte multe persoane care consideră că rezolvarea problemelor duc în zona aceasta de sexualitate. Afacerile profitabile ale damelor de companie sunt însă ilegale. De multe ori, astfel de aventuri sexuale se termină la o secție de poliție sau cu o amendă.